un 3-3 superb în noiembrie 75, în momentul în care echipele se aflau pe primele două locuri ale clasamentului. Naționala ratase orice calificare, rămăsese să se războiască pe plan intern Steaua cu Dinamo. E un stadion 23 august, arhiplin, Steaua în formă mare, meciul este comentat de Radu Urzicianu, scorul e halucinant, Dudu ratează un penalti acordat lui Dinamo, penalti la care Moraru e cu greu potolit de Iordănescu, Iordănescu era capitan de echipă la Steaua, e cu greu potolit să nu facă cine știe ce pe acolo. La un moment dat, ca un gest de frondă supremă, Moraru ia mingea, Moraru era tânăr, avea 19 ani atunci, apăra la Steaua și o degajează undeva spre în altul tribune, astăzi e cartonaș galben gestul respectiv, fără discuție. Replică bună a campionilor, Năstase, a Elenei liber pe stânga, trage Năstase, scoate Ștefan Troi. Foarte frumos acest început de meci, minutul 19, Troi aduce egalarea. Contraatac Dinamo, Vrânceanu deschis de Dudu Georgescu. Spre Dudu Georgescu, dar intervine Iordache, Dudu Georgescu și Dinamo. Dinamo, întotura de echipă care domină, Dudu Georgescu, vine Ion Moldovanu și dacă Dudu va centra, Ion Moldovan luptează și apoi gol, Lucescu, cel care reduce scorul, aduce scorul la 3-1. Discutabilă poziția lui Troi, dar arbitru a fost pe linie. Maciu Răducanu, 3-2. Atac, Lucescu deschis de Dudu Georgescu, Lucescu în continuare, pasă pentru Ion Moldovan și 4-2 în acest moment. Dudu Georgescu, mi s-a părut poziție de offside, dar mă rog, este 5-2.
Era o prietenie incontestabilă din punctul acesta de vedere. Haideți să ne aducem aminte că în perioada anilor 70 la Steaua era o generație la fel de tânără cum era pe undeva și a noastră. Sădmăreanu II, Vigu, Pantea, Dumitru Popescu era oarecum mai în vârstă, Dumitru Nicolae. Deci exista o pleiadă, așa să spun, de playboy fotbaliști și băieți de centru capitalei, care ne întâlneam. Exista pe atunci și pentru Dinamo, și pentru cei de la Dinamo și de la Steaua, existau puține zile libere. Dar atunci când eram liber, seara, la fel cum se întâmplă și acum, pretutindeni în fotbal, ne întâlneam oriunde la un restaurant, erau câteva restaurante unde se mergea și de cele mai multe ori distracția de atunci, care era doar o zi pe săptămână și aceea când se nimerea, era la barurile de noapte, unde era o atmosferă destul de plăcută, cântau cei mai la modă cântăreți, erau spectacole de revistă, într-un fel cu glume, eram prieten cu autorii, cu actorii, cu cântăreții, cu balerinii chiar, și de cele mai multe ori mesele erau comune. Deci exista o prietenie și un atașament din punctul ăsta de vedere deosebit, care n-avea nimic comun cu ciocnirea care exista în teren și care de cele mai multe ori a fost dominată de fair play și cel mai bun să câștige. Au fost și momente în care Sandu Boc, Sădmăreanu, eu împărțeam primele, chiar dacă, indiferent de cine câștiga în cupă sau în campionat, puneam banii care aveam în plus, care erau destul de puțini, dar buni pentru vremurile acelea, și împărțeam între noi. Cu cei de la Steaua, da. Avem un 5-2 fabulos în campionat, cu niște prostii destul de mari făcute de Vasile Iordache, portarul Stelei. Meciul se disputa în primele etape, etapa a 4-a, a 5-a, a fost 1-0 pentru Dinamo, a dat gol cu Stov, 1-1 Troi, 2-1 Dudu pentru Dinamo, 3-1 Lucescu, gafele lui Iordache nu conteneau, 2-3 Marcelă Ducanu, din nou după o cascadă de driblinguri, apoi Ion Moldovan și Dudu Georgescu, 5-2, era deja o diferență umilitoare în condițiile astea, numai că Steaua și are revanșa peste vreo 2.